Din 8 august intră în vigoare importante schimbări în ceea ce privește traficul rutier. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod rutier, bicicliștii vor avea și ei de respectat câteva reguli noi de circulație. Bicicliștii vor fi obligați să circule într-un singur rând pe banda de circulație, nu au voie să folosească trecerile de pietoni și nu au voie să învețe mersul pe bicicletă pe drumuri intens circulate. Mai mult, bicicliștii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate. Toți posesorii de vehicule au interzis din 8 august să mai circule pe acostamentul drumului, așa numita bandă de urgență. Excepție fac bicicliștii, care pot folosi acostamentul dacă nu dispun de piste special amenajate și nu pun în pericol circulația. Vehiculele trebuie conduse numai pe drumuri părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol.